Pauza competițională din handbal a dus la o relaxare completă a jucătorilor. Elevii lui Bibirig au intrat pe teren fără vlagă sau chef de joc, lucru care l-a nemulțumit pe antrenor. Nu mă așteptam la așa ceva, speram la o altă atitudine din partea jucătorilor, mai ales în prima repriză. În a doua repriză, cât de cât a fost ceea ce ne doream noi, dar e un test în care ne-am verificat și ceea ce putem să tragem concluzie că numai repriza a doua ne-a fost de folositoare. Prima, cu părere de rău, nu prea ne-a ajutat. A fost o atmosferă de vacanță. Jucătorii au simțit și ei că au greșit modul de abordare a meciului cu cei din Iași și vor încerca să repare greșelile. A fost un meci de pregătire greu, două reprize, una bună, una rea, cu temă. Prima repriză a fost proastă, a doua am reușit să revenim de la 6 goluri să ne ducem la 8. Handball Club Vaslui va continua seria de antrenamente în această pauză competițională și speră să mai joace un amical cu formația din Ploiești.